Bună ziua și bun găsit la emisiunea 24 de ore la Acum TV. După cum a anunțat și pe rețelele de socializare, alături de noi în studio a revenit primarul Oneștului. Bună ziua, domnule primar, bine ați revenit la noi! Sărduna și bine v-am regăsit! Domnule primar, au fost multe discuții, multe s-au mai lămurit. S-a văzut că s-a lucrat la foc automat și probabil v-au simțit și oamenii că v-am văzut zilele trecute, ați fost trei sferturi din timp printre ei. E mult. E dar mult? Că... Uh, bine, nu, nu când... spun că e mult, n-am fost doar aici. Dumneavoastră bine. faceți referire la zilele Da, și... exact, în zona aceasta, dar pentru eu că s-a lucrat. Eu trec de cel puțin două ori pe fiecare lucrare și avem multe șantiere, nu e doar aici. Bine, atunci înseamnă că ați făcut un sal Aici am stat de un pic mai mult, că a fost lucrările trebuie făcute contra cronometru, timpii ne presează și mi-am concentrat mai mult atenția pe această zonă, dar... Vă încă o dată spun pe fiecare șantier trec de cel puțin două ori pe zi. Uh, am zis că a stat aici, v-am văzut, ați vorbit cu oamenii, ați vorbit cu cel care are această lucrare, uh, ați vorbit cu muncitorii până la urmă, au comentat unii, ba, pro, ba, contra, dar uh, cel mai important e că ați luat pulsul la firul ierbii. Da, comentarii au fost ceva la început. După ce oamenii s-au convins că chiar este o lucrare de mare anvergură, s-au liniștit și apreciază oamenii ceea ce se face. Văd că se lucrează la foc continuu, s-au concentrat multe forțe și... Corect, se vede. Se, se vede că se lucrează. Asta a fost și discuția cu constructorul. Am avut o discuție înainte de a pe această stradă și spunea că va fi desconfort, vom închide strada. Și am zis, nu este niciun fel de problemă dacă închidem strada, atât timp cât nu se fac pauze dacă se lucrează continuu, îmi asum eu și bune și rele și înjurături și comentarii. Singura condiție este să nu fie pauze. Și până acum, slavă lui Dumnezeu, n-au fost pauze, s-a lucrat. Ați spus că în prima porțiune, chiar emisiunea trecută aici alături de noi în studio a și a spus prima porțiune când a fost oprită a trotuarului în fața magazinului de la patiserie până la preț fix, a spus că până luni e gata. A fost mai repede. A fost mai repede, <laughs> da. <laughs> ați, uh, un pic așa, răsuflat ușurat, ați avut emoții? Nu am avut emoții, pentru că am încredere în constructor, am mers pe cuvântul constructorului și dacă vremea ne-a lăsat, s-a putut continua așa cum, uh, poate chiar un pic mai repede decât era planificat. Uh, am văzut și muncitorii, echipele sunt buni, bune profesioniste, își fac treaba, oamenii știu despre ce este vorba, nu s-a stat. Da, s-a lucrat, s-a lucrat inclusiv sâmbătă, s-a lucrat până seara târziu, nu s-a lăsat terenul, adică dacă s-a scos trotuar până seara s-a pus balast și s-a compactat să se poată circula, peste weekend s-a tras să... tot ce se... Să se acopere cu pavaj ce s-a spart și să lase trotuarul și pavajul bine circulabil, o porțiune de un metru era balastă între pavaj și trotuar. S-a făcut tot posibilul ca o duminică să poată circula foarte bine și acum orice se sparge, se pune cel puțin balast și se compactează pentru a putea circula oamenii. Bun, să aibă acces la scara blocului, nu să plimbe. Și la neaparat. magazine. La magazine, adică la scara la... blocului. Am încercat să nu, nu obstrucționăm activitatea agenților comerciali să fie cât mai mic disconfortul, dar, încă o dată spun, dacă la început erau un pic sceptici, inclusiv cel puțin agenții comerciale, acum văd pe fața lor un zâmbet și apreciază ceea ce se face și văd că, într-adevăr, se lucrează, nu se stă. Ați avut emoții, domnule primar, pentru că ați spus termenul, domnule, până în luni va fi porțiunea, prima porțiune, gata. Ați mers pe cuvântul celui care face lucrarea și ați mers pe mână sigură, că ați văzut. Da. Uh, merge ritmul de lucru, este uh, accelerat, dar totuși aveți emoții, uitați, de exemplu, a intervenit ploaia, s-a oprit. Bun, era previzibilă anunțat să anunțase ploia. nu avem cu natura, nu, nu, și nu ne putem la fel. Față, pune în fața naturii, dar... Uh... Când se poate lucra, se lucrează așa cum trebuie. Da, este o lucrare mult așteptată. Știți cum este acum, știți, toată lumea așteaptă. Bine, bine, îndurăm o perioadă, dar va fi și frumos. Da, și o lucrare care mi-a dat mari emoții, vorbeam înainte de el. Da, așa este, și... vorbeam. Dacă e să faceți așa o scurtă paranteză și pentru nu cei mai care ne urmăresc, nu mai a fost o lucrare care, pentru care v-ați bătut m-am zbătut și am avut într-adevăr și mare emoții că a fost un moment în care credeam că există riscul să nu se facă. V-am întrebat și înainte de emisiune și vă întreb și acum pentru cei care ne urmăresc. Cred că mulți, mulți constructori s-au ferit de genul acesta de lucrare, având în vedere că s-au majorat foarte tare prețurile la materiale. Au crescut exponențial. Războiul din Ucraina a generat așa efecte în avalanșă, în cascadă. Bun, pe lângă, într-adevăr, prețurile tot au continuat după ajustarea prețurilor, în, unde am avut sprijinul fără de care ar fi fost imposibil să mă ducem la bun sfârșit sau aproape imposibil, adică ar fi trebuit fie să ne împrumutăm, fie să tăiem multe alte lucrări la nivel de onești, am avut sprijinul Consiliului Județean, unde am găsit înțelegere și a fost efectiv o gură de oxigen. Uh, Prețurile au continuat să crească și după ajustarea prețurilor și era la limită dacă constructorul continuă sau nu, chiar dacă câștigase lucrarea, a fost un singur constructor care a depus ofertă. Și uh, despre aspectul acesta vorbim un pic, dacă este. Da. Ați avut emoții, dacă nu venea acel constructor nu lua nimeni. Da, era, era dificil. Adică riscam să pierdem finanțarea, risca să trebuiască să o facem din. eram obligat să o facem din bugetul local, era complicat. Slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu este mare și s-a dovedit încă o dată că iubește o uh, Bun. Deja uh, pot să spun că se vede lumina, se vede clar lumina de la capătul tunelului, din estimările și din discuțiile avute cu constructorul. Vom termina în termen cu voia lui Dumnezeu au fost multe majorări, mă întorc la majorări, știți că eu așa sunt în de drumul meu, au fost multe majorări uh, și ulterior, să zicem, uh, devansării sumelor, uh, majorări care, pe care Oneștiu nu putea să le acopere, singure, așa, de V-am spus, lei. le putea acoperi Oneștiu, dar nu mai puteam, nu mai făceam nici, fie trebuia să luăm un credit, fie nu mai făceam niciun pavaj la nivel de Onești, că diferența de preț a fost cam valoarea pavajului din ultimii doi ani. Deci, Crește uh, numai la piațeta și bibliotecă, la proiectul comun cu biblioteca. Corect. Dacă e să ne gândim, zona aceasta, care o faceți acum, nu s-a făcut de la formarea orașului. Da. Iar. Nu doar uh, zona asta. Bine. 90%. Cât din de zona asta 90? deja ceru acesta? Că, cum ați spus? No Cât? 90%? Cât? Eu spun, cred că 90% din oraș nu s-a făcut nimic, nu s-a schimbat nimic major de la. Construirea orașului. Uh, și sunt multe lucrări ascunse. Lucrări pe care n-avea nici dumneavoastră să le știți, nici proiectantul din birou, da, nici sunt, nimeni. Sunt foarte multe rețele, descoperim rețele, trebuie să facă tot felul de modificări de proiect, proiectantul. Cheltuiel e să suplimenteze, că nu, neapărat, nu le decontăm. Uh, da, sunt lucrări ascunse care nu le decontăm. Sunt lucrări care vizibile, care trebuie să de contate, dar nu asta e problema. Problema e că apar lucrări neprevăzute care întârzi, pot întârzia pot, pot duce la mici întârzieri. Uh, și schimbări de soluții, bineînțeles. Sunt situații în care se schimbă soluțiile în funcție de ce descoperim pe sub. Uh, Pământ. Pentru că nici furnizorii de utilități vă spun că nu știu uh, rețelele. Cei care știau sunt la cimitir. <laughs> sunt plin, uh, spline cimitirile de oameni care au asistat la facerea acestui oraș, nu? Că da. Asta e. A trecut primul te. Uh, spuneați noastră că timpul se respectă, timpul de finalizare al acestor lucrări. Uh, decembrie anul acesta. Eu am încredere că în decembrie se taie pe Anglica la piațetă cu tot cu Strada Mercur, trotuare, tot ce trebuie. Uh, va, fi, va fi altceva. Cu totul altceva. Uh, e un proiect, este un proiect, cred, că unic pe zonă, eu nu știu, în județul Bacău, să fie un astfel de Hai, nu, centru nu civic zic. făcut la nivelul acesta și la valoarea lui. Poate și ziceți da, noastră că știu știți mai bine. Nu știu ce să spun, dar um, sunt sigur că se mai fac și în alte localități. Uh, se fac, dar nu are municipiu Bacău, ca să fiu, uh, fiu lipsită de modestie acum, nu? Are la insulă ce a făcut frumos. Da, nu am fost, dar am văzut că tot, uh, sunt niște probleme acolo. Nicitate. Da, sunt și, niște, și acolo pot niște probleme. pot da, apărea uh, Independente de voința unui primar, când apar astfel de probleme, niciun primar nu-și dorește să apară probleme și să fie criticat. Toți ar încerca să iasă cât mai bine treaba să și locuitorii urbei să fie mulțumiți de ceea ce... Uh, Face prima roă Corect. O să începem să citim mesajele. O să vorbim mai despre, și despre întrebările care le-am primit până la această emisiune. Zavastița, cel mai bun primar, să-ți dea domnul multă sănătate și nu mai bucurii. Ioana zice, ce facem cu coșurile de gunoi din Belvedere, unde sunt magazinele? Eu zic cu ajutorul lui Dumnezeu din Primăvara viitoare, cel puțin, odată cu nou operator, vom avea insule de gunoi digitalizate și atunci fiecare va avea acces doar cu cartelă iar spațiile comerciale nu vor mai putea, vor trebui să aibă tomberoane proprii și nu vor mai putea duce gunoiul la acele insule. Lucrul ăsta ar trebui să se întâmple și acum, dar este imposibil de controlat la acest moment. Noi avem o finanțare, câștigată o finanțare europeană pentru 49 de insule digitalizate, iar din discuțiile cu conducerea ADIS, nou operator va, îi se va impune să achiziționeze diferența de insule digitalizate pentru a acoperi întreaga, întregul oraș. Și pentru că povestiți de agenții economice, am primit o întrebare, acum vă adresez, n-am notat-o o țin minte din memorie. Agenții economici care au să zicem cartoane, știți că trebuie să anumite firme să ridice cartoanele, plastic, că sticla și așa mai departe. Unde pe cine pot contacta, contacta pentru că au fost o serie da, nu, de firme sunt, care s-au închis. Nu da, mai nu, sunt. Să o secundă că romprestul colectează inclusiv deșeurile reciclabile, nu. Am înțeles. Deci să ia legătura cu Romprest. Asta ar fi soluția. Sigur, dar ei trebuie să aibă tomberoane selectiv și să predea deșeurile reciclabile separat. Am înțeles. Bun. În continuare vin mesajele către dumneavoastră. Anca vă transmite felicitări. Luminița Mulțumesc. zice sperăm să se termine până la 1 decembrie. Nu vă mai lăudați dumneavoastră, lăsați pe alții. E bine să mai lăudăm uneori și noi, pentru că eu, uh, eu, eu am lăudat, în, recunosc. Încă o dată spun, cu voia lui Dumnezeu, organizarea Revelionului va fi pe platoul uh, Casei de Cultură. Deja discutăm uh, de lasere în loc de artificii, uh, discutăm de achiziția unei scene noi, mari, moderne, și de un spectacol pe măsură. Eu îmi doresc să sărbătorim uh, Revelionul în piața. Catedralei, noua în noua Poate... piață, și mi la acest moment, mă gândeam cumva să propun consilierilor locali să schimbăm denumirea în piața Catedralei, pentru că mom, e clădirea reprezentativă a zonei este Catedrala. Mai mult, astăzi am primit motivarea la sentința judecătorească legată de Casa de Cultură. Uh, încă o dată spun Dumnezeu e mare și iubește oneștiul, se pare am câștigat Casa de Cultură, au dreptul la recurs în 30 de zile, dar motivarea stă foarte bine în picioare, eu zic până la momentul ăsta eram puțin sceptic în privința contestației. După ce am văzut motivarea, am mare încredere că intrăm, în curând vom intra în posesia Casei de Cultură, va reveni oneștului așa cum este normal. Bun. Continuăm cu mesajele care vin către dumneavoastră. Zice Bernard, stau de 10 luni în Onești, primar ca domnul Neghină, nu mai este în zonă. Felicitări pentru tot ceea ce faceți în oraș. Mulțumesc. Sorin, zice citiți și mesajul meu, o să-l căutăm, Sorine. Dacă ai un pic de răptare, un pic așa, că nici nu vezi bine, nici nu... Doina, felicitări, un primar extraordinar. Sevastița, Zavastița, scuze, Zavastița. Este și va rămâne cel mai bun primar. Eu sunt din Onești, dar din, de 15 ani m-am mutat la Cluj, dar am fost la Onești anul ăsta și e foarte frumos. Bravo, domnul primar. George, niște bănci în TCR. Dacă se referă la cele trei bănci de pe uzinei, de la, nu știu dacă la sau... Despre ele, e vorba sau nu, altele. Nu, nu în, ce explicat, nu să în ce zonă? George să ne spune un pic mai amănunțit în ce zonă și-ar dori băncile. În TCR, în centru, știu că sunt. Pe, uh, bănuiesc că pe uzini am avut solicitări, dar nu pe uzini între gang și avântului. Între pasaj și avântului, dar n-am identificat o soluție unde să punem băncile acolo. Pe partea cu trotuarul nu prea este loc, pe partea opusă nu prea merg. Uh, George, dacă ne urmărești, eu zice pe strada că ouciucului sunt prea puține și la veche alimentară. Ok. Le rețin. Am înțeles. Uh, zice cineva, mi-a trimis Adina un mesajul. Bună ziua, domnule primar, chiar trebuie să se facă inaugurarea la bibliotecă și la piața casei de cultură cu panglică și zeci de politicieni. Eu zic că ar fi mult mai bine să fie inaugurare simplă și o conferință de presă la primărie. Cu siguranță, dar nu pot să nu i-am invit pe cei care au făcut posibil uh, această investiție. Corect. Că până la urmă e și în pixul lor asta semnătura, nu? Mă scuzați că Dacă așa nu erau practică. erau niște oameni care au înțelegeau necesitatea și să ne acorde acest sprijin, era complicat. Și nu, să nu pot, nu pot nu. să nu e, nu știu, e toată lumea. Este vorba de Consiliul Județean și conducerea Consiliului Județean, Consilierii Județean care au votat Ați punctat care au votat? Nu, <laughs> am, -au, am simțit așa au, în ureche. Uh, nu, nu, au votat în unanimitate la. Eu așa știu că au votat în unanimitate la. pentru finanțarea, cofinanțarea acestei lucrări. Da. Uh, Viorel zice, în sfârșit, o veste bună, fără artificii cu lasere este ok. Am evoluat. Nu? Am spus, vreau, evoluăm. Vreau să trecem la alt nivel. Corect, așa este. Neapărat, din punctul acesta de vedere, trebuie să facem și altfel, că se poate și altfel. Acum am primit o altă întrebare. Bună ziua pentru persoanele cu o stare materială nu tocmai bună și ca do care doresc înveloparea locuințelor la apartament se referă. Nu se poate pune presiune pe asociațiile de locatari sau cei de la urbanii să se autosesizeze și să termine toate blocurile de învelopat, în primul rând pentru că arată foarte urât în oraș. O parte din bloc a învelopat un etaj, dar altul nu și să le dea posibilitatea locatarilor de a plăti în rate lunare. Vă mulțumesc! În altă ordine de idei, Oneștiul începe a arăta ca un oraș adevărat. Aici mă refer la spații verzi, străzi, trotuare și cred că s-a schimbat ceva în bine și în comportamentul angajaților de la primărie. Foarte frumos! Mă bucur să aud asta. Mai avem da, nevoie legat, de genul ăsta! Da, legat de învelopare, am povestit de foarte multe ori, dar voi repeta pentru că e un subiect care mi interesează pe oneșteni. A existat o finanțare anul trecut în luna aprilie, cred că de 1 aprilie, aprilie s-a deschis linia de finanțare. Știam valoarea finanțării, erau undeva la 20 de milioane, aproximativ 20 de milioane de euro, dacă nu chiar 20 de milioane fix pentru tot județul Bacău. Bani care ar fi ajuns pentru 20 de blocuri medii sau 4-5 blocuri turn. Noi ne-am pregătit atunci cu documentele pentru 25 de blocuri, am făcut daliuri pentru 25 de blocuri. S-a deschis, ghidul s-a pus în consultare la 1 februarie, trebuia la finalul lunii februarie sau la 1 martie să fie făcut public varianta finală de ghid. S-a publicat ghidul pe 25 martie. Noi oricum eram pregătiți, v-am spus, nu pregătiți decât pentru 25 de blocuri, că banii erau undeva pentru aproximativ 20 de blocuri. Linia de finanțare s-a deschis la ora 10, s-a blocat sistemul, s-a deschis la 10 și 10, se puteau încărca calup de 10 blocuri, am încărcat 10 blocuri, ne-a dat la 10 și 20 sumă insuficientă, am reîncărcat, am luat pe rând câte un bloc, am plecat cu cel mai ieftin, că poate mulți întreabă de ce am ales acel bloc. Am luat din blocurile care le făcusem, pentru care aveam documente, am luat cel mai blocul cu cea mai mică valoare, am încărcat, am reușit să accesăm, că era o, scădea suma în funcție de cum se depuneau proiectele. Am și am numai dumneavoastră, și... să face precizare, toată România. Nu, nu, același... era județul Bacău. Pentru Mine. județul Bacău, pentru județul pentru... Bacău atunci. Încă o dată spun, pentru tot județul Bacău erau bani de 20 de blocuri. Și în condiții în care Onești are vreo 600 de blocuri. Urma să câteva mii în județ. Da, cred că sunt undeva la 5.000 de blocuri în județ, după care s-a mai deschis o linie de finanțare în care au fost bani de 150 de blocuri pentru toată România. 150 de milioane de euro aproximativ. Reabilitarea unui bloc a fost din expertii, din daliurile făcute de noi, din documentația făcută, nu de noi, de primărie, de specialiști. Corect. Cel, care... cel mai ieftin bloc de reabilitate era undeva la 700.000 de euro. Cel mai scump bloc vorba de un, unul din blocurile din Mărășești, 10, cred că, 8 sau 10, 10, sau 12, nu mai știu exact, unul din cele două blocuri turn de la sensul da. giratoriu de la gara, avea valoare estimată milioane 4.200.000 de euro. Vă dați seama, cu 20 de milioane puteam face 5 blocuri de mărimea aia în tot județul Bacău. Noi, ce a ținut de noi, noi suntem pregătiți și acolo și suntem aliniați, avem documentația, dacă s-ar deschide o altă linie de finanțare, am fi pregătiți să suportăm de la bugetul local, e o poveste. Noi bani pentru investiții nu avem, cred că undeva la 10 milioane avem banii pentru investiții pentru tot ce se întâmplă la nivel de oraș. Uh, Ori dacă un bloc costă un milion de euro, sau să zicem, am, am face cum mai nu chiar post ca și cele din finanțare. Poate ne-ar costa 200.000 de euro. Dar din 2 milioane am putea face cu bugetul primăriei dintr-un an de zile, am putea să facem 10 blocuri pe care să le alegem prima dată și asta și ar oricum ne să mulțumiți Și vor fi toți. Și oricum n-am mai trebuit să facem absolut nimic la nivel de unești. să mai putea? N-am mai avea că... cu ce, da. Dacă am banii Correct. bugetul, cheltuit, bugetul pentru bugetul de investiții am cheltuit pe învelopări, am putea învelopa, să zicem, maxim 10 blocuri într-un an. Dar să nu mai facem nici asfaltări, nici trotuare, nici Poate e de luat nimic. în calcul când terminați orașul tot. Și când terminăm orașul este complicat și dacă am avea doar bani pentru 10 blocuri, ar fi complicat să alegi care cele 10 blocuri <laughs> le faci din 600. <laughs> Oricum ar fi nemulțumesc lume. Da, e... a fost din punctul meu de vedere și a multor prim... și a majoritatea la... și a tuturor primarilor, pot să spun, a fost o păcăleală n-a făcut decât să arunce ura asupra primarilor, să spună oamenii, oamenii spun că citățieni. nu ne-am făcut noi treaba sau nu, dar nu stă nimeni să analizeze. Este simplu, oricine are crede, are dubii referitoare la ceea ce spun eu, să dea un search pe Google și poate să găsească și fondurile care s-au alocat și Corect. câți au reușit să atragă fonduri oricine și-ar dori să facă maxim ce se poate pentru comunitatea care o păstorește, dar nu tot timpul ce îți dorești să și poate realiza. Eu vă spun că la nivel de onești, în afară de proiectul cu blocurile unde am reușit să prindem un singur bloc, cred că mai avem două proiecte pe care n-am reușit să accesăm. Am depus și n-am reușit să prindem finanțare. Tot la fel din cauza că au fost depuneri contra cronometru. În schimb, peste 20 de proiecte, peste 20 de linii de finanțare, am depus și am obținut finanțare. Și acum suntem pregătiți pentru următorul, depunem în ultima ședință, am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru a accesa fonduri pentru școala Sfântul Voievă Ștefan cel Mare. Tot ce putem, încercăm să accesăm, nu, încercăm să nu ratăm nimic cu cât mai mult, cu atât de mai bine pentru comunitate, de fapt. Dar cu ne siguranță. Să ne gândim așa. Cu siguranță, doar că orice accesare, orice proiect a atras, eu ne încărcăm cu o povară, pentru că în fiecare proiect are cheltuieli uh, și atunci trebuie să venim tot de la bugetul local cu completări, cu completări. Uh, inclusiv anul viitor. Am zis eu că e mai simplu anul viitor, că terminăm cu lucrările mici, mici. Cele legate de pavaj de și mare parte din asfaltări, dar foarte multe confiranțări vom avea anul viitor. Am înțeles. Deci, dar eu am credință, va fi un amplin. Am credința că Dumnezeu este mare și ne va ajuta. S-a îndus, data așa. Ne întoarcem la TCR, da? Da. Măcar un coș de gunoi la fost alimentar în TCR ar trebui. Da. coșuri de gunoi că nu sunt pe toată strada cauciucului totuși Raduc insistă deci clar Marinică zice așa bună ziua domnule primar când putem depune cerile pentru concesionarea terenurilor în cartierul TCR vă mulțumesc, sănătate multă vă doresc, foarte frumos Marinica parcă e pe primăveristă. stă în TCR știu, undeva știu, 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 dar parcă stă pe primăveri nu sau pe triunful, nu pe triunfului da, nu mai știu. Știu că o parte dintre străzile din TCR, locuitorii au o parte dintre străzile din TCR, m-am întâlnit. Îl aștept pe domnul Marnic la mine, când vrea, nu contează dacă e zi de audiențe, să clarific, să-i dau detalii, Am nu eu neapărat, ci colegii din primărie, detalii despre cum se procedează. Ion zice, vrem bănci pe lea principală, strada George Călinescu și nivelarea pământului scormonit în urma lucrărilor. Felicitări pentru tot ceea ce faceți pentru oraș. Vă roagă și coșuri de gunoi la fiecare bancă, că se aruncă pe jos. Pe George Călinescu, pe strada principală, s-au pus băncile toate și coșuri de gunoi, vorba de cele al... Pe George Călinescu, Bun, acum trebuie Partea dinspre... Partea dinspre George Călnescu, poate. Da. De sub copaci, de pe alea da. de jos. Da, Acolo trebuie să revină constructorul. Acum constructorii sunt pe cealaltă parte, lucrează pe Rebreanu. Echipa care a fost pe Călnescu, sunt mutați pe Rebreanu, dar trebuie să revină pe Călnescu în partea de jos să facă alveolele pentru bănci. Băncile le avem pregătite, doar trebuie montate pe aleia de jos. Eu sper că în două săptămâni maxim se să termine Emil Rebreanu pentru asfaltare și revin să fac alveolele de pe Călinescu. Nu pleacă echipa, aceeași echipă care a lucrat pe Călinescu va face și alveolele pentru bănci. Iar eu vă zic că s-a terminat prima parte a emisiunii. Luăm o scurtă pauză, revenim în câteva minute, în continuați cu întrebările, nu să fie uitate. Rămâneți cu ochii pe noi.